Arad, România, un domeniu de vânătoare de 2500 de hectare administrat de Daniela Dincă, fiica lui Gheorghe Dincă. Activitățile desfășurate pe acest domeniu par să fie destinate exclusiv italienilor potenți financiar. Dacă citim anunțurile de pe pagina de Facebook a domeniului de vânătoare, toate textele fiind scrise în limba italiană, inclusiv prețurile. Dana, vieni qua, qua! Dana, vieni qua! Iar ca persoană de contact este nimeni alta decât Daniela Dincă, fostă bălan. Însă nu ea este cea care a investit bani serioși în această afacere, ci fostul ei partener, decedat acum, Giorgio Albiero, un italian bogat care s-ar fi îndrăgostit cu ani în urmă de fiica lui Dincă. Despre italian s-au spus mai multe lucruri în spațiul public, printre care că ar fi avut și probleme penale, în Italia, dar și în România. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Albiero a făcut obiectul unui dosar penal instrumentat la Arad, referitor la introducerea ilegală în România mii de cartușe de vânătoare, pe care ulterior le-ar fi vândut fără documente cu naționalilor săi, care veneau să vâneze la Arad. Aceste cartușe ar fi fost introduse în țară cu tirul ascunse în aparate de cafea, conform unor surse. Cartușele au fost descoperite în timpul unei percheziții pe proprietățile lui Giorgio Albiero. Dosarul a fost clasat ca urmare a decesului italianului înregistrat în luna februarie a acestui an, iar muniția a fost confiscată de către autorități prin decizie judecătorești. După moartea lui Albiero, în luna februarie a acestui an, dosarul a fost clasat. Am invitat special în această seară, le mulțumesc foarte mult că sunt astăzi alături de mine, Eliza Ene Corbanu, avocat, Crina Radu, avocat.